Facultățile sibiene și-au prezentat oferta educațională în Piața Mare. Acțiunea a avut loc în cadrul Festivalului Univers Student, ce se desfășoară în această săptămână la Sibiu. Facultățile au venit cu standuri cât mai atrăgătoare, mai ales că mulți tineri care au luat bacalaureatul urmează să se hotărască ce facultate vor urma. Cel mai atrăgător stand a fost cel al Facultății de Științe Agricole. Îmbrăcate în haine naționale, reprezentantele facultății le-au oferit toate detaliile sibienilor interesați să urmeze această facultate. Dacă produsele expuse au fost doar de ornament, sibienii și turiștii au putut însă degusta siropul de brad. Sirop de brad, asta e mireasa. Ia! Cu cimbrișor. În planul de învățământ al studenților de la specializarea montanologie sunt discipline legate de tehnologii agricole, horticole, dar și creșterea animalelor și agroturism. Și atunci trebuie să avem în vedere că zootehnia furnizează materia primă pentru industria alimentară, facultatea noastră fiind de fapt o facultate care pregătește pe de o parte specialiști pentru domeniul agricol, dar pe de altă parte și specialiști care pot lucra în industria alimentară pe partea de prelucrare a materiilor prime pe care le furnizează agricultura. Câștigătorii mai multor premii la campionatele de roboți, studenții Facultății de Inginerie au adus mașinăriile în Piața Mare. Nu învățăm doar să facem roboți, trebuie să mergem și la cursuri și electronică și soft și multe. S-a făcut un robot în 2007 și care a câștigat locul întâi și ne-am dus la BCCA și ne-au îndrumat pe drumul cel bun. Și rezultatul, anul trecut am luat locul întâi pe țară și locul 10 în Europa. Tinerii și-au luat pliantele cu oferta educațională și urmează să se hotărească ce facultate vor alege.